Conducerea municipalității sucevene se pregătește să modernizeze și accesul în sediul primăriei din fonduri proprii. Clădirea a fost modernizată pe fonduri europene, însă refacerea treptelor nu a fost acceptată în capitolul lucrări din fonduri nerambursabile. Investiția trebuie finalizată până pe 28 noiembrie, zi în care va fi inaugurat un obiectiv în apropierea primăriei Suceava. Primarul Ion Lungu a anunțat că licitația pentru această lucrare este în plină pregătire. Din păcate, reabilitarea treptelor din fața primăriei municipiului Suceava nu a fost eligibilă pe proiectul de fonduri europene. Tocmai de aceea vom face pe fonduri proprii. S-a făcut o evaluare, costă undeva la 280.000 de lei. Este în curs de realizare licitația și eu mă propun ca până la data 28 noiembrie ne propunem să fie reabilitate aceste trepte. Urmează să găsiți soluția cea mai bună, cu marmură sau granit, antiderapant, vă vedea exact de ce este în curs de analiză și vrem ca până la data de 28 noiembrie să reabilităm și aceste trepte, care, repet încă o dată, nu au fost eligibile pe proiectul de eficiență energetică. Primarul Lungu a precizat că lucrările trebuie terminate până pe 28 noiembrie de ziua Bucovinei. Și dacă tot spuneam de dezvelirea bustului Franz Xaver de Lorj, s-a adjudecat că licitația a costat 100.000 de lei realizarea acestui bust. Este vorba de domnul Scripcaru, cel care a făcut și alte busturi în municipiul Suceava și eu sper să fie un bust reușit.